Inaugurare cu mare fast la Tismana de izvorul Tămăduirii. Pentru că sportul se află printre preferințele locuitorilor din acea zonă, autoritățile din localitate au hotărât să facă un teren de fotbal din fonduri proprii și sponsorizări. După câțiva ani în care consilierul local s-a implicat într-un proiect de amenajare a unui teren de fotbal, iată, s-a ajuns la finalul acțiunii. A devenit iată un loc în care tinerii, copiii pot să-și petreacă, zic eu, util și plăcut zilele și timpul liber. În vacanțe, dar și în sfârșit de săptămână, este locul cel mai potrivit pentru a se desfășura activități sportive. Pentru că tinerii își doreau foarte mult un teren de fotbal, parohia a răspuns pozitiv la doleanțele acestora și a hotărât să doneze terenul pe care îl avea în proprietate. Terenul pe care ne aflăm se află în vecinătatea bisericii cu hramul Sfinții Arhanghel Mihai și Gavril și aparține parohie Pocuia. Teren care, în urmă cu aproximativ 7 ani, printr-un parteneriat între biserică și școală, biserică și un grup de inițiativă al tinerilor parohie Pocuia, am încercat să îl amenajăm, să îl redăm tineretului spre a desfășura diferite activități culturale, educative și sportive. Nădăjduim că prin această lucrare, în parteneriat și cu primăria care ne-a sprijinit prin țevi și cu tineretul care încercăm să îl ținem aproape de Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, sperăm să vină în ajutorul ienuriașului acestui parohii. La acest eveniment au luat parte zeci de oameni din sat, nerăbdători să-și vadă pe teren echipa care îi reprezintă. Deja au fost gândite și primele concursuri care se vor desfășura pe acest teren. În timpul vacanței, în vară, o să facem turneu Cupa Prietenii, ediția a doua, turneu șah, table, tenis de masă și fotbal între grupe de vârstă. 12-16, 16-20, 20-60 și pensionari. O să facem, deci să le dăm și la copii și șah și tenis de masă. Exact, exact, fiindcă au dreptate și copiii, trebuie să facem noi comunitatea, să facem ceva, copiii se refugiază și pe calculatoare și în birturi și să le oferim, dacă le oferim condiții, le oferim condiții și uitați încet, încet, mai este de muncă, dar încet, încet e momentul și după cum vedeți și dumneavoastră e un început bun, un început bun în zona noastră. Pentru că terenul trebuia inaugurat ca la carte, tinerii din echipa Viitorul Pocuia au și jucat primul meci de fotbal împotriva echipei jandarmeriei din Târgu Jiu.